Pentagonul investighează scurgerile de informații despre pregătirea contraofensivei ucrainene, date despre pregătirea 12 brigăzi mecanizate și transferurile de arme au fost postate pe rețelele de socializare. Dar vine cu mai multe informații Florin Jipa, editor la Monitorul Apărării și Securității. Bună, Florin! Despre ce fel de informații este vorba? Pot periclita operațiile militare ucrainene? Bună, Ana Maria, este vorba de mai multe documente din categoria celor strict secrete. Le-au fost, să spunem așa, scurse pe rețele de socializare, pe Twitter, dar și pe Telegram, care sunt Telegram care este folosit în special de populația din Ucraina, dar și din Rusia. Conțin diagrame, dar și alte informații despre livrările de armament din Occident, dar și despre pregătirile grupurilor de luptă ucrainene pentru contraofensiva care este acum în pregătire. Ar fi vorba despre 12 grupuri de luptă de nivel brigadă. 9 dintre acestea ar fi pregătite de Statele Unite și alții aliații NATO, iar pentru dotarea militarilor este nevoie de 250 de tancuri și alte 350 de vehicule blindate, printre care transportoare anfibii blindate și mașini de luptă a infanteriei. Sunt informații grave, este mare îngrijorare la Casa Albă. Acestea încă nu au fost puse pe rețele de socializare date cheie, cum ar fi locul unde va avea loc contraofensiva, data unde va avea loc contraofensiva, numărul de trupe, dar și așa nimeni nu poate să bage mâna în foc că și aceste informații sunt cumva cunoscute și va ajuta Rusia în oprirea acestor manevre care sunt acum în pregătire. Dar, Florin, dar ce se știe despre sursa acestor scurgeri de informații? Da, Pentagonul nu are o sursă în acest moment. Departamentul analizează problema, a declarat ajuntul secretarului de presă al Departamentului American al Apărării, Sabrina Sai. Este clar că vorbim de un lucru foarte grav. Documentele erau strict secret. Dacă ne referim la gradul de secretizare, vine secret, strict secret și secret de importanță deosebită. Deci erau documente care sub nicio formă nu trebuiau să ajungă în spațiu public. Până vom vedea finalizarea acestei documente, cred că este important să adaug și faptul că sunt voci care vorbesc că posibil să fie Moscova în tot acest scandal al informațiilor, ca o răzbunare pentru faptul că Statele Unite au scurs informații în presă înainte de invazia rusă din 24 februarie 2022. Florin, îți mulțumesc!